Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un natural al biroului, nu al camerei, pardon. Filmez cu webcam-ul, de-aia vedeți aici. Vedeți aici OBS-ul frumos, ok. Deci, haideți să nu... Stăm să dăm spoilere aiurea și să începem cu turul camerei. Adică biroului, tot mă întorc cu turul camerei. Perfect. Hai să începem de aici. Telecomanda mea din anii 90. Da, lol. Telecomanda din anii 90, 2015. Asta am primit-o eu acum 3 ani. Da, acum 3 ani am primit-o eu. Sau 2 ani, chiar abar. Acum 2 ani la de ziua mea. Aici mai avem tocul meu de ochelari. Da, ochelarii nu-i mai folosesc. De tocul meu vechi, uitați ochelarii. Ce ochelarii ureți aveam? Bă, du-te-mi, pui mei, dar și mai purtai așa ceva acum. Ok, avem aici stiloul meu, care scriu la școală și fac temele. Nu știu ce brățară care, ci că ar trebui să poarte noroc, dar de unde nu poartă nimica. Ok. O foicică pe care am scris câteva chestii despre Windows, drivere și alea de la un prieten. Avatarul meu de pe YouTube. For fuck's sake, avatarul meu de pe YouTube. Ia uitați-l la ce. Haide, vedeți. Uitați aici, avatarul meu de pe YouTube. Dar nu se prea vede că e prea luminat. Ok. Niște foi. În imprimată și imprimata mea HP Desket Pro. HP Desket Everange. Nu știu ce scrie oricum. Ok. Telefonul meu. HTC Desire 816. Uite, mă văd eu. Ei, uitați, cu căștile. Ok, da, na, mă rog, sunt cu căștile și cu webcam, uitați, webcam-ul. Mă rog, telefonul ăsta vreau să-l schimb. E vechi, puturos, nu ține bateria la el. Uite acum, hai. Uite, nu pornește, face fiță, mă rog. O să-mi iau un iPhone 5S. Adică deja l-am comandat, oricum ăsta e vechi, adică na. Avem aici, nu știu ce dracu e chestia asta, o să o arunc după aia, cititorul meu de carduri, adică bași cardul aici, se focusează să vedem și ce scrie, să vedeți și ce scrie. Uitați, de asta microSD Sony, de la microSD adapter made in China. Ok, ce mai avem noi aici? Stai așa, eu țin mâna aici ca să dau focus, pentru că, na, cardul meu, hai să nu țin mâna pe cod, cardul meu. Ok, care cumpăr jocuri. Aici chiar nu știu ce e. Aici, opa, nu știu ce e, sincer, chestia asta. Unde mi încarc eu bateriile de Xbox. De exemplu, uitați, asta e bateria de Xbox. O punem aici. Hai. Punem așa și se încarcă. Nu mai trebuie să fie băgat în priză, deocamdată nu e băgat în priză. Soluția mea de dat în ochi pentru protejarea ochilor. Lol. De ce aș folosi așa ceva? Dar pentru protejarea ochilor. Mult USB-ul meu îl știți din celelalte tur al camerei mele. Le știți, le știți de mult Jambird. Logical știți, vi l-am arătat în multe tur. Tur, dar doamne, ce am? În multe tururi ale camerei sau ale biroului sau what the fuck, am un nou obiect în inventar? What the fuck? Hai să văd ce am în inventar, shit. Nu da pe intro-ul meu. Red versus blue. Ok, whatever. Perfect. Hai să vedem acum. Microfonul meu, care îl folosesc pentru fiecare videoclip, e cel mai tare microfon ever. Vi-l recomand, e super, 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 super genial. Deci microfonul acesta, dacă l-aveți, sunteți cei mai tari. Uitați-l cum e, cum se numește. Uitați așa. E Pioneer, e firma, să-ți așa dăm focus. Deci, Pioneer, foarte, foarte bun, ați auzit și în videoclipuri, m-au destul de bine, zic eu că m-au bine, cum ziceți voi. Așa, nu vă pot obliga să vă cumpărați ceva. Cele trei monitoare și al treilea e și televizor și monitor, adică na, pot să-l conectez la calator când vreau eu. Dar hai să vedem, deci începem cu prima lampă, care nu știu de ce firmă e. Ok, se poate da chestia asta jos. Se poate da chestia asta jos de la ea și uitați. Asta folosesc eu pentru green screen. Asta este secretul meu de la green screen. Punem înapoi, nu se încălzește, deci aprindem și ținem mâna aici cât vrem pe ea, deci nu se încălzește. E backled. Filmul comando. Ai abratat filmul meu preferat, bă. Ok, televizorul Philips. Diagonală de 40 de centimetri, nu e mare. Deci nu e mare, chiar nu-i... Oh, salut! Ce faceți aici? Deci chiar nu e mare
asta diagonala, altă lampă la fel. Hai să începem aici. Monitor. BenQ, primul meu monitor și se vede câți abonați avem. Nu vrea să vadă 3401 abonați. Perfect. Avem aici al doilea monitor, Asus. Acum mouse-ul și tastatura. Mouse ăsta, tastatura. Exodus U-Rage. Și uitați aici, Exodus U-Rage, foarte, foarte tare. Uitați aici, U-Rage. U-Rage, dai rage la jocuri cu ea. Ok. Și mouse-ul meu, Genesis GX78. Super tare și mouse-ul acesta. Super tare mouse-ul, vedeți și voi. Vedeți? Super tare mouse-ul. Foarte tare, îl țin foarte tare în mână. Perfect, perfect. Hai să trecem la faza de jos. Așa. Faza de jos a biroului. Ce avem noi aici? Xbox-ul, care nu se vede, dar uitați. A, ne-a băgat în priză, for fuck's sake. Da, uitați aici totuși. E Xbox-ul. Hai să încercăm să-l scoatem un pic în afară. Uitați Xbox-ul meu frumos. Uite, afară. Ia uitați, Xbox 360. Aaaa, am dărâmat alea. Calculatorul meu, unitatea, super, super tare. Intel Core i5 4700, nu știu. Mă rog, ok. Deci m-am prezentat, nu mai zic și performanță și tot. Deci. Ok, sunt aici, vreau. Oh, uite freza, ce fain îmi stăm. Sper că v-a plăcut acest episod din turul camerei. Eu mă uit încolo, dar trebuie să mă la voi. Deci sper că v-a plăcut acest episod din turul camerei mele. Hai să vă arăt, adică turul biroului, stați așa. Stai așa cum dau căștile jos. Numai un pic să vă arăt acum cam tot biroul. Ala e tot biroul, fraților. Asta e tot biroul. Și uitați-l acolo pe Eddie. Eddie, zi salut. Da, ia zi salutul la lume. Dar nu mai sta întins. Zi, ce faci? Nu, zi tu, ce faceți? Ce faci? Ce faceți, mă? Ce faci, mă? Ok. Și da. Oh, nu! Am scos webcam-ul. Fuck, am scos webcam-ul din PC. Oricum, sper că v-a plăcut acest tur al camerei. Eu am fost Raul și dacă mai vreți, haideți cu 3500 de abonați. Eu dintr-o 100 într-o 100 de abonați fac un tur al camerei sau un videoclip mai special ca de obicei. Păi bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Eu am fost Raul și ne vom vedea în episoadele următoare. La revedere!